Totul s-a întâmplat în centrul orașului Constanța. Polițistul a parcat pe locul destinat persoanelor cu handicap și a intrat într-un centru comercial. Când s-a întors la mașină, acesta a fost apostrofat de localnici. Agentul se apără și spune că nu a văzut semnul. Discuția care a urmat este demnă de filmele de comedie. Aveți vreo urgență de a parca pe handicapați? Sau aveți voie să parcați pe handicapați? Nu înțeleg ce spuneți. Sunteți parcat pe locul pentru persoane cu dizabilități. Serios? Nu v-ați dat seama? Așa ați crezut? Da? La noi nu merge varianta asta. La noi cine? La noi, nu, noi oameni în general. Îmi cer mii de scuze. Da, și la mine de ce nu merge când îmi cer scuze că parchez într-un oraș în care nu avem unde să parcăm? Omul legii scapă de apostrofările oamenilor abia după ce pleacă fără să-și mai pună centura de siguranță. Șefii lui au început o anchetă internă.